Pavel va face o mică prezentare care va fi motorul și va fi una din temele forumului de anul viitor. Scurt. Mulțumim, bună seara. Cam e târziu, eu mă sădă foarte rapid, n-am să dau citire nimic ce e scris acolo. Am să spun doar câteva cuvinte de la ce am început, unde am ajuns și unde suntem și unde vrem să ajungem. De fapt, bazându-mă pe relația de colaborare dintre arhitecții din România și arhitecții din Republica Moldova, drept scop fiind vizita de studiu a colegilor arhitecți la Bacău, în orașul Orhei, în luna lui octombrie, așa ceva, 2016, consultând Consiliul Raional Orhei, noi sunt raioane, nu județe, participând la o asociație a primarilor din Raion Orhei, am venit cu o inițiativă care era discutată, care am numit-o Proiect Integrat Regional Orhei Parcuri Rurale. Sunt niște parcuri care sunt parcuri înfrățite. De fapt, sunt foarte asemănătoare una cu alta, doar numai că sunt și diferite. Prezentând acest program la Consiliul, la Asociația Primarilor din Raion Orhei, lucrând 9 luni la acest program, s-au născut 7 parcuri. Sunt 7 parcuri deja autorizate, din care 2 în lunul august încep demararea lucrărilor de construcție. Urmează pentru anul 2018 încă 9 parcuri și mai merg în discuții 3 parcuri. Am să merg rapid, doar denumirea am încercat-o și am mulțumim domnului Nicu Țarulungă, m-a ajutat la precăutarea câtorva denumiri. Le-am pus denumiri ceva un pic mai poetice. Am să merg rapid numai cu denumirea. De ziua izvoarelor, promenada eroilor, ecoul culturii, de ziua sportului, ministerul războaielor, scoarul casei de cultură, popasul călătorilor, anii de școală. Denumirea vine de la tematica parcurilor. Și doar prezentarea o să fie o prezentare video ca să vedeți vizualul, prezentare vizual, să vedeți despre ce este vorba. Este un parc rural de ziua izvoarelor, suprafața de 0,95 hectare, terenul, imaginea din dreapta jos este cum este astăzi, sunt niște terenuri lăsate sau niște terenuri, cum se numim noi, spate verzi, le numim juridic, dar de fapt sunt niște părăsite. Din ele am încercat să facem imaginea de sus și obiectivul de bază sunt niște teatre de vară sau scene de vară. Teatre de vară, scene de vară. Mergem următorul, este promenada eroilor, iarăși dreapta jos ce avem, ceea ce ne propunem, mai sunt modificări, că așa apare pe parcurs modificărilor, toate au obiective. Obiectivul comun este zona pietonală, terenuri de joacă pentru copii, zona de recreere pentru adulți și persoane de etate și obiectiv de bază, teatru de vară. La parc este model de teatru de vară diferit, lucrat, trecut prin consilii locale, pusă la dezbaterea localității, fiecare s-a dat propunerea și am ajuns la ceea ce am ajuns. Următoarea este ecoul culturii, iarăși din nimic am încercat să facem ceea ce ne-am propus. Cred că e bine, rămâne să ne... Aici deja merge ca un complex major, s-a ajuns de la ideea că vrem să facem ceva mic, din ceva mic s-a primit ceva mai mare. Ministerul războaielor, avem la... din ele am norocul că 3 se află pe o zonă protejată a monumentelor, ocrotite prin registrul de ocrotire a monumentelor, și mă strădu și eu cu prietenii noștri de la Ministerul Culturii cu privire la ocrotirea monumentului, a lăsa de a păstra, de a face câte ceva. Următorul este scoarul casei de cultură, este o casă de cultură lăsată de 15 ani, am încercat să o reabilităm și pe ea prin panorama fațadei și cu extinderea unei scene. Popasul călătorilor, iar este un teren unde la moment bovinele și căprinele își fac ospățul, cred că nu o să supere pe mine din ceea ce le propunem pentru locuitori, că e mai important ceea ce vrem să facem decât ce astăzi. Anii de școală pe terenul unui gimnaziu, am propus de a combina
terenul existent cu o zonă pentru localitate și asta e tot. Vă mulțumesc!